Domn, ce s-a numit apărător de neam, nici viața noastră nu cunoaște somn, cum severe în explozii pe un ram. Am fost ce suntem și vom fi în veci. Pe cei vicleni și hulbar la cotare i-au înghițit pământurile reci și vrerea noastră de neatârnare. Sub un cer senin avem o țară veche și nouă prin puterea de a renaște bărbații ei muncesc și stau de veche. Astfel, o lume pe noștri veterani de război. Dumneavoastră, sunteți cei care ați adus victoria, care ați restabilit țara după război, care ați lucrat o viață cu dăruire de sine și suntem convinși că aveți multe de spus, de povestit celor tineri. Stimați prieteni, domnilor primari, stimați veterani și dragi tineri. Moderatorul nostru, Victor, a menționat că într-adevăr am venit cu această inițiativă înainte de 1 mai. Înainte de 2 mai, când dumneavoastră, acei mai în vârstă ca noi, întotdeauna, an de an și ani la rând, sărbătoreți 1 mai. Ziua oamenilor muncii. Când dumneavoastră, an de an, în aceste zile, aveați posibilitatea să vă bucurați și să fiți alături, să faceți o solidaritate pentru a vă pregăti de munca grea, care practic era importantă pentru noi toți, acei tineri. Foarte importantă pentru familiile acelor veterani ai marilor război pentru apărarea patriei, care au avut pierderi tragice în timpul marilor război pentru apărarea patriei din anii 41-45. Pentru acei veterani care au ridicat practic și acei copii ai războiului, care au ridicat practic economia, satele, orașele, țara noastră, și este foarte important, sigur că, pentru veteranii marilor război pentru apărarea patriei. Am hotărât împreună cu pentru faptul că au dat curs pregătirii acestei manifestații. Am inițiat împreună cu Asociația Veteranilor de Război Veteranilor de Muncă și de Război din Raionul de Basari, președinte doamna Elena Moțman, ca să facem o întâlnire cu adevărat simplă, de suflet, împreună cu cei mai de bază reprezentanți, prompt, dar sigur, în viața aceasta. Eu vreau, în ajun de aceste sărbători, sigur că să vin cu un mesaj de salut, cu un mesaj de felicitare, cu un mesaj de mulțumire pentru fiecare dintre președintele Raionului Grigore Policinski și Consiliul Raional de Basari acordă veteranilor, acordă tineretului, să știți că ei nu au dreptate. Să știți că dumneavoastră meritați cu mult mai mult decât noi avem această posibilitate să o facem. Să știți că și la nivelul 1, la primării, aceste lucruri se realizează și se promovează. Să știți că chiar dacă la nivel central cuiva nu-i place de aceste lucruri, atâta timp cât am fost și sunt conducător, voi merge prompt înainte pentru realizarea acestor lucruri frumoase. Pentru că după dumneavoastră, acei care sunteți în etate, venim noi, acei care suntem mai tineri. După noi vor veni acei tineri care tot sunt aici alături de dumneavoastră. Tinerii din localitățile noastre, din instituțiile de învățământ. Și dacă nu îi vom învăța noi, dacă noi nu vom demonstra această continuitate, atunci ce va rămâne după noi? Ce va rămâne după dumneavoastră? Ce va rămâne după ei? Reieșind din aceasta, vreau să vă doresc tuturor dumneavoastră sănătate, multe bucurii, multe și frumoase clipe alături de cei dragi. Atenție, pentru că altădată cât de mult înseamnă o simplă atenție pentru o persoană sau alta. Și evident că în ajun de aceste sărbători vreau foarte mult să știți că societatea noastră, țara noastră, noi toți, pur și simplu vă suntem datori pentru toate lucrurile frumoase care noi le avem. Eu vreau să vă aduc cele mai sincere mulțumiri pentru faptul că
m-ați susținut și pe mine ca conducător. Altădată m-ați crescut pe mine ca conducător. M-ați educat chiar pe exemplele dumneavoastră de activitate, pe foarte mulți dintre dumneavoastră. Vă cunosc personal. Vreau să vă aduc un mesaj de felicitare din partea Consiliului Raional Păsani. Majoritatea consilierilor raionali, de asemenea, vă susțin în toate lucrurile. Și sigur că această serată, foarte mult doresc, pur și simplu să fie benefică pentru sufletele și destinele noastre comune. Trăiască 1 mai, trăiască 9 mai, ziua victoriei asupra fascismului german. Și fie ca această luminiță, această serată, să aibă continuitate în fiecare din localitățile noastre. Îmi pare rău că nu sunt toți primari. Chiar îmi pare foarte rău. Dar să știți că oamenii simpli apreciază munca respectivă și apreciază oamenii care se dedică cu trup și suflet pentru lucrurile respective. Și sunt convins că și 8 mai, și 9 mai, și alte zile de sărbătoare vor fi organizate cu bine, vor fi organizate datorită dumneavoastră, cu participarea dumneavoastră și noi toți împreună vom face date în societatea noastră. Și niciodată politicienii, niciodată oamenii fără principii să nu reușească să câștige asupra bunătății, asupra lucrurilor frumoase. Felicitări încă o dată și desigur că la mulți ani pentru veteranii noștri. Vă rog foarte mult să-i aplaudăm pentru că dumneavoastră, acești veterani frumoși, merită aplauzele și susținerea noastră. Astăzi, după un scurt recital, după câteva numere artistice, dumneavoastră veți beneficia, în primul rând, veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Acei copii ai războiului care au ieșit din nevoile, dintre acei... Câte un colet de produse alimentare care va fi cât de cât o puțină leptă, o puțină susținere din partea noastră, anume pentru dumneavoastră, pentru veteranii de muncă și de război. Într-un ceas bun și Doamne ajute dumneavoastră să fiți sănătoși și la anul și la mulți ani să fie organizate asemenea măsuri. Numai bine dumneavoastră! Mulțumesc! De școli de artă din toată țara și acest ansamblu de țambaliști a ocupat locul 2. Vă rog aplauze!
Vine ansamblu de acordeoniști de la Școala de Arte Doroțcaia, actor Vlad și Gherlac Maxim.
bun pentru a educa în spirit patriotic. Cu muzică a noastră națională, cu dans al nostru național, educăm tânăra generație. Bravo, vouă! Și acum, stimați invitați, vom mai oferi cuvântul tuturor celor care vor dori să ne împărtășească cu experiența și vom începe cu un domn de la care am învățat eu multe și nu doar în domeniul istoriei, mi-a fost profesor de istorie, dar și sfaturi de viață am primit. Fie sau înainte de 1 mai, sunt adunați aici veteranii, tinerii, adică să faci o consolidare a societății noastre, spunem așa. Asta e o tradiție a Consiliului Raionului Vasari, a președintelui Raionului și noi participăm la această adunare. Trebuie de spus că 1 mai asta e o sărbătoare a oamenilor mulți. Și eu nu aș mai Картинки в твоем букваре с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела мя. С чего начинается родина, заветной стани у ворот. Ты самой березки, что в Ополе ветром склонялись раскрыт. А может, она начинается с весенней заперки с ларца. Ассоциация ветеранов де мука и război район Басарь, дамна Ирина Моцко. Întâlnirea noastră de astăzi îmi dă un prilej diu să vii de plăcut să vă aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei biruinței care se apropie, evident. Să vă doresc dumneavoastră numai bine, sănătate, succes, să bucurie în familiile dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că avem susținere din partea domnului președinte Raion, din partea Consiliului Raional de Basar. Sigur, numai cu susținerea dumnealor, nu numai întâlnirea de astăzi. Stimați oaspeți, cu un deosebit respect, vom oferi în continuare cuvântul unui veteran al Marelui Război pentru Apărarea Patriei, domnului Iosif Ivan Ștereni. Stimați cetățeni ai satului al Raionului Băsari. Noi, veteranii de la război, ne-am întors acasă la, după ce s-a terminat război. Ne-am plecat, zaraz ne-a început în lucru. Am construit ferme care erau răzrușite, care erau rupte toate. Tot zi și noapte muncem acolo, că n-aveau unde pune iernască jitele. Și am lucrat zi și noapte, aducem rești cum sub terasul de la uscăcăleică și nu era nici lemn, nu era nici dar tuchet, ne stăruiem ca să facem, ca să dea jitele iarna la doastră. Vă dorim multă, multă sănătate și succese în munca dumneavoastră. Și vă, domnul președinte, îi dorim multă sănătate și să rucovădească așa, să ducă lucrul așa, cum îl duce la odlișnul, să zice. Mulțumim, domnul. Iar recent, domnul Iosif a împlinit 90 de ani. Haideți să-l felicităm, să-l aplaudăm pentru această emoționată vârstă. Mulți ani înainte, domnul Iosif! Și în continuare, oferim cuvânt domnului Alexandru Mițcu, veteran al muncii. Când s-a întâmplat așa că la noi cel mai bun bordei în Mahal era. Și tot s-a întâmplat 50 de persoane în bordei. Știți cum e? Știți de bordei la Moldoveni. Și s-a întâmplat de așa formă că frate mai mare, dar el un mai fost lângă frântor, da, și-a făcut un pătul. Dar s-a întâmplat și așa că pătulul și el a trebuit să spui pulimiotul să dege la balonistul. Și avem un foc sub în pământ. Dar Mahala toate în bardeiul. Și într-un timp careva, a început nemții a venit, am spus acolo, și tot ce-o, vă cât veni, eu pușcat de pulimiot și ceva. A început să-și dăie bombe, snareagă, nu, spune, ori tot samolet, și-a trătit o bombă prea pe bărdeie noastră. Iar am și întreștrit, toți sunt îndrăpat. Toți nu era niciun om.
Noroc de frate mai mare, că sunt cu o pâine în casă și în gârliș. Știți ce gârliș? Că trească în gârliș. Uite, cata, așa, hu, ce-o. El a dat mică, o vă spăr. O răspăit mama, o scos pe mama și ne-o scos pe toți. Și el a dat. Numai frate mai mică, ne-a ieșit o scop în cap și mort. Dar tot ce era în zi era. Am o trecut după câteva minute, încât era fum. De pe șerpe, eu șis pe băie cei care din pulimiotul ăsta aceea. Și într-o neam, știi cum în chinoa arată cu mânște răsprâte, cu automate, cum avea atunci, a? Și bălșinic, bălșinic, în grădiște mă. Dar sora mai mare la cup de mănășel. Aia avea și 5 ani, și 5. Na, bălșinic, na, bălșinic. Și tăi și ies oameni, cred că, ca și noi. Și odată înapoi, nu ne-am mușcat pe nimeni. Odată între așa formă, mai departe, știu care mai vreme, ne-a format ciorul, de așa oaște, ne-a pus pâri pe un jornic. Altă nu era. Și la noi era, multe șapte, atunci era bortă, și la bortă o spasărnic. Dar noapte m-am luat în brațe, frate mai mare, și la bortă o spasărnic. Din partea drumului era toți ștreacă pe acolo. Și au pușcat 8 nemți, au pușcat 8 nemți, așa din toți. Ne-au scos toți de șapte, spuneți să-mi dai gază. Noroc că frate meu mai mare m-a luat pe mine braț cu ciorul format. Dar, nu aceea. Așa că, cu sărbătorile pe care a spus președintele Suciu, aveam foarte bun președinte. Eu i-am spus pe câteva ori și am luat stocăresc. Mă dat trebuie stocăresc până la pensie, pe țară, răzi pe comă. Dacă aș și, nu e altul cum am urmă să ne prind stime, patru așa stime, mă omul ce și pus cu vreme, al de mandatul ce fac încă mereu care vine. Eu dacă au lucrat, eu am lucrat 25 de ani președinte de Cohoș, în satul meu natal și în patru satul Rohii, Malavata, Goian și Spasiu, aia care este, o costă în ei. Și am lucrat numai pentru persoanele care au lucrat cu mine. Avem 3300 de oameni, deci eu mi-am venit care dimineața la deal și seara înapoi. Vedem mici, de 10 de mii de toane, de fel de fel de producție, dar nu e nimic. Nici un gram de nimic. Și se bucur să fac cum un piept, nici așa, nici așa. Băi, oameni buni, nu ne credeți la bătunii ăștia. Iar așa oamenii care te pun la putere și îți vezi și păreadul ca și în țară, să nu mai rai mult. Alexandru, pentru aceste experiențe care v-ați împărtășit cu noi și pentru aceste sfaturi utile, iată, în aceste momente eu și înțeleg, în așa moment înțeleg, pentru ce este necesară o comunicare între generații. Vă mulțumim mult, domnul Alexandru. Și în continuare, numai decât o să oferim cuvânt tuturor care o să dorească să ne spună câteva cuvinte, să ne împărtășească ideile și experiențele sale, dar la moment vă propunem un mic program artistic pregătit de Școala de Arte Turoțcaia și chiar acum în fața domnilor voastre vine ansamblul vocal Andreev Corina și Constantinu Maria. Yeah.
Боже, она начинается, светит она с того, что в любви испытания у нас никому не отнять. С чего начинается родина? Только ветер гудит провода, тускло звезды льется лунная стель, пролила между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера откроет меня. A 70-a primăvară.
a 70-a primăvară, cu mii de flori și liliac, tu, nou mai, a câta oară, mă faci să plâng, să râd, să tac. A fost război, vocea ecoul sună, puțin rămașă printre noi, care au contat și pot să spună cum s-au întors de la război. Se spune lumii să înțeleagă ce înseamnă un alt nou război, ca într-o clipă tera întreagă va dispare cu toți noi. Timpul strigă a durerii, lacrimi fără suflare, iar cei mari și cu putere presoară pe rană sare. Și azi strâng, plâng pe prag, ființe neadormite și osemintele cezat azi în proaspete morminte. Casa distrusă și totul e arz, sate, orașe, nimic n-a rămas. Oamenii în bezne lipsiți de avere, copii fără soarte, ocean de durere. Arde pământul, seacă izvorul, vântul suflă nepruțător, plânge o mamă, bărbatul, feciorul, luptă cu urul popor, cu popor. Trezește-te, lume, ce se întâmplă? Trezește-te, ce ne așteaptă? Atâta cruzime și plin de furie, oare pășim noi pe calea cea dreaptă? De mare iubirea greu va învie. Doamne Iisuse, cu o rugăciune, noi cei micuți vreo șansă de avem, dă-ne putere și înțelepciune, pacea și neamul să ne păstrăm. Mulțumim, domnul Boris. Și acum să vă ascultați pe mine. Scumpii noștri veterani ai marilor război pentru apărarea patriei, scumpii noștri veterani ai muncii, onorată asistență, eu, la cele ce a menționat și domnul președinte și stimații noștri veterani, vreau să adaug încă un lucru foarte important. Dintotdeauna, și de fapt așa a fost în neamul nostru, că să păstrăm tradiția, să păstrăm tradiția neamului nostru, dar fără ca să onorăm trecutul, nu să putem să, fără să valorificăm prezentul, nu să putem să avem un viitor. Astăzi ne-am străduit în această întâlnire a noastră să atingem trei sărbători mari. A fost vorba despre 1 mai, despre ziua de 9 mai, și desigur că zilele acestea ne-au marcat Ziua Europeană a Solidarității între Generații. Cât de tare n-am vrea noi să fim în Europa, cât de tare n-am vrea să o facem pe europenii, dacă nu o să păstrăm și nu o să onorăm pe cei vârstnici, nu o să valorificăm acele tradiții frumoase care le avem ale neamului, acele lucruri frumoase care ne le-au lăsat strămoșii noștri, desigur că nu o să putem să mergem înainte. Aici sunteți, de fapt, bunei, părinții noștri, cei care ați reușit să mențineți pacea după acel groaznic război. Și ați muncit cu trudă și cu sudoare pentru ca copiii dumneavoastră, nepoții, să trăiască în pace și liniște. Asta a fost întotdeauna. Atunci când a fost un dialog, a fost un respect între generații. Și așa va fi. Deci atâta timp cât vom fi uniți, atâta timp cât vom prelua lucrurile frumoase, noi toți, acei care suntem mai tineri decât dumneavoastră astăzi aici, noi suntem, de fapt, suntem acei care am crescut pe baza exemplelor vieții dumneavoastră, a veteranilor de război,
a veteranilor muncii și pentru aceasta ne închinăm cu pietate în fața dumneavoastră, vă respectăm, vă iubim și desigur că vă vrem încă mulți, 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 mulți ani înainte alături de noi. Am lăcrimat împreună cu domnul Iosif atunci când a cântat băieții cânticul Tiomnaia Noci. Și mă uitam la dumnealui cum curg lacrimile și nu mi-am putut reține și nici femeile. Că mă gândeam că vede și noapte, vede noaptea aceea de atunci, aude gloanțele cele care, și bombele care explodau. Și desigur că atunci el se gândea acasă. Se gândea acasă, se gândea să găsească acasă copiii, soția și pe cei dragi. Mulți dintre cei care au nutrit și ei acest gând, nu au ajuns acasă. De aceea, cred că ar fi un păcat dacă astăzi n-am anunțat un minut de reculegere pentru toți veteranii Marilor Război pentru apărarea patriei, pentru toți veteranii muncii care au decedat atunci în timpul războiului, care au decedat după război, dar au făcut ca noi să creștem în pace și să liniște și liniște să crească, să prospere satele noastre, să prospere țara noastră și desigur că să ne creăm un viitor mai bun pentru noi și pentru copiii noștri. Vă mulțumim încă o dată din suflet și vrem ca aceste întâlniri să continue în localitățile dumneavoastră, să fiți alături de copii, de nepoți, la școală, la grădiniță. Sunt sigură că dumneavoastră aveți ce le povesti, aveți ce le spune, aveți cu ce și pentru ce să îndrumați. Și desigur că vrem să vă dorim sărbători fericite. Noi sărbătorile din cadrul planului de acțiune raional pe care l-am aprobat în cadrul Consiliului Raional, mai avem încă acțiuni organizate în teritoriu, deci în fiecare localitate. Dar de data de 8 mai, tot la ora 3, vom organiza un concert festiv dedicat Zilei Victoriei, celor 70 de ani de la Marea Victorie asupra fascismului. Și desigur că vom fi foarte bucuroși dacă dumneavoastră veți veni deja nu în conferința care ați venit astăzi, dar de 2, de 5, de 3 ori mai mulți, ca să fiți la această sărbătoare frumoasă, să o marcăm împreună. Și acum, desigur că aș vrea să vă doresc multă sănătate, mult bine, Domnul, Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază, fiindcă ne mai aflăm încă sub aura Marelor Sfintelor Sărbători de Paști și desigur că noi trebuie să ne gândim și tot ceea ce facem, să ne gândim și la Bunul Dumnezeu, să ne gândim și la copiii noștri și desigur că să ne rugăm la Dânsul pentru pace, pentru ca să ne ocrotească, pentru ca să ne îndrumeze în drumul nostru pe care îl avem complicat, îl face împreună, pentru ca să trăim mai bine. Vă mulțumim încă o dată din suflet și o să cinstim o minută de reculegere pentru cei care nu mai sunt astăzi cu noi și în memoria dumnealor să le fie veșnică amintirea și memoria, iar noi, cei tineri, ne vom strădui să le păstrăm memoria în veci. Mulțumesc foarte mult și acum... O Xentia să vă aduc sincere felicitări și mulțumim pentru munca depusă și pentru jertfirea pe sine, pentru ca noi astăzi să ducem o viață mai bună. Sigur că dumneavoastră v-ați jertfit și ați muncit și ați realizat acele momente, acele
construcții după război care au fost distruse și restabilite și făcute altele în loc. Ați depus muncă enorm și ne amintim ceea ce ne spuneau părinții și dumneavoastră, că nășteau femeile prima zi și a doilea zi de acum erau chemate să iasă la lucru și copiii pruncii rămâneau acasă singuri sau cineva îi aducea și îi hrănea acolo în câmp unde vă găseați la locul de muncă. V-ați jertfit și această a scăpătat multe boli prin greutățile care ați trecut. Și sigur că astăzi dumneavoastră meritați cu totul o viață mai bună, o atenție. Dumneavoastră trebuia să vă găsiți și pasionate la odihnă. Vă trebuia să statul să aibă o grijă mai enormă față de dumneavoastră, să aveți acele pensii ca să vă ajungă pentru a procura medicamentele și a procura acei mâncare care e necesară pentru bătrânețele dumneavoastră. Și iată, pentru aceste momente, pentru aceste lucruri și pentru aceste neajuturi, noi ne cerem scuzare și ne închinăm în fața dumneavoastră pentru munca depusă, onestitatea dumneavoastră, cinstea și doresc mulți ani. Vă doresc să aveți fericire din partea copiilor, din partea nepoților și să ne reîntâlnim și la alte măsuri pe viitor. Vinilă-s roșia, под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в тени. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет. А так и ясные, у незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.